Un proiect de lege care vine să rupă Moldova în două părți a aprins spiritele astăzi în Parlamentul țării. Deputații erau la un pas de încăierare. Viceministrul Afacerilor Interne, Dumitru Ursache, a prezentat un proiect care prevede că cetățenii străini sau apatrizi care vor intra în Republica Moldova prin regiunea transnistriană și nu vor înregistra șederea la punctele migraționale timp de 72 de ore vor plăti o amendă de până la 400 de lei. După lecturarea proiectului, membrii fracțiunii PCRM au năvălit cu întrebări. Aceștia s-au arătat îngrijorați de soarta locuitorilor din stânga Nistrului, care posedă cetățenia rusă sau ucraineană, dar din anumite motive nu reușesc să-și înregistreze prezența în dreapta Nistrului. De exemplu, un transnistrian care merge la medic la Chișinău, spune Artur Reșetnikov. Dumneavoastră, conform legii, îl veți spune să se înregistreze în Republica Moldova în timp de 72 de ore. Dacă nu se va înregistra, atunci îi veți aplica sancțiuni. Și persoana, dacă pleacă la medic și are nevoie de consultații 2, 3, 4 zile și nu se înregistrează din cauza acestor probleme, care va fi soarta acestei persoane care locuiește permanent la Tiraspol? Persoana respectivă despre care vorbiți dumneavoastră nu este persoană străină pentru Republica Moldova. Dar cum îl identificați? Și de aceea nu nimerește sub statutul de persoană străină și mai mult ca atât. Aceste posturi migraționale care au fost create nu sunt posturi de control care va verifica conținutul buzunarilor, agenților, pașaportul și așa mai departe. Este un serviciu care oferă servicii, consultații cetățenilor străini, care li se recomandă. Au dreptul, în timp de, pentru cetățenii străini, au dreptul să se înregistreze sau la aceste puncte migraționale, sau li se consultă ca să registreze la orice subdiviziune a registrului sau a biroului de migrație și azil. Domnule viceministru, ori dumneavoastră nu cunoașteți legea, ori încercați să mințiți. Legea se referă la cetățeni străini și la apatrizi. Apatrid este persoana care nu are cetățenie. Și în cazul dat, eu am vorbit de un caz concret. Persoana nu are cetățenie Republicii Moldova. El cade sub incidența acestei legi. Pentru că dumneavoastră de la tribună spuneți una, dar când va fi aplicată legea, orice persoană care vine din regiunea transnistriană și nu se va înregistra în 72 de ore, va fi sancționată. Spuneți clar. Cum va fi verificată viza de reședință a cetățenilor care locuiesc în Transnistria cu cetățenia altor state și care doresc să intre pe teritoriul Moldovei? Aceasta la fel i-a preocupat pe comuniști, mai ales că asemenea persoane sunt zeci de mii de partea stânga a Nistrului. Viceministrul nu a fost capabil să răspundă. Человека este украинский паспорт. И живет человек в Незавертайловке на территории Республики Молдова. Как вы представляете себе, на основании чего ваш полицейский говорит, что Марья Ивановна из Незавертайловки не подпадает под действие этого закона. На основании чего? Объясняю. Значит, независимо от того, имеет сколько украинское, российское, румынское, болгарское гражданство, вот эта женщина, о которой вы говорите, она не подпадает под статус, если она проживает в Незавертайловке, под статус... На основании граждан... чего, объясните нам, не ваш год, вот есть закон, на основании чего? А виза де решединце около, 55 де ан, диспекар я спустил вот мясо. Где виза де решединце, где вы ее смотрите, в чем? На основании чего вы видите, что у гражданина Марии Ивановны из Незавертайловки есть виза де решединце в Незавертайловке на территории Республики Молдова? Acolo, la aceste puncte, nu se găsește hotarul între Republica Moldova și alt stat. Deci se oferă consultații. Dumneavoastră, doamna din Nezavertavăca, aveți dreptul. În 72 de ore, dacă sunteți cetățean străin, să vă registrați. Dacă nu sunteți cetățean străin, intrați în Republica Moldova și ieșiți când doriți. O problemă și mai gravă este că angajații de la posturile migraționale vor accepta pe teritoriul Moldovei actele de identitate emise cetățenilor transnistrieni de către autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol. Viceministrul nu a știut cum să răspundă nici la această întrebare. Peste 200.000 a cetățenilor, de cetățeni ai Moldovei care locuiesc pe malul stâng al Nistrului nu dispun de acest act de identitate. Colegul Petkov și alți colegi v-au spus. Riese că postul sau colaboratorul postului migrațional la care dumneavoastră vă referiți se va mulțumi cu prezentarea pașaportului eliberat de autoritățile din stânga Nistrului. Ceea ce înseamnă că
postul migrațional recunoaște încă un tip de pașapoarte pe teritoriul Moldovei. Domnule deputat, așa e sau nu? Eu am răspuns la această întrebare, cred, de câteva ore. Dacă este cetățean care are vizită de reședință în partea stângă a Nistrului, deci nu este persoană străină. Cum dovedește el asta, că el este cetățean al Republicii Moldova care locuiește pe marul stâng? Între liber pe teritoriul Republicii Moldova. El cumva dovedește asta sau nu dovedește? El demonstrează asta? Asta e consultant, se numește. Domnul deputat, ați spus întrebările. Nu, este o întrebare. Nu ați spus mulțumite, este dreptul noastră, dar mai sunt alți colegi care vor spune întrebări. Eu am explicat destul de succint și clar. Domnul viceministru, domnul general, dumneavoastră induceți în eroare întregul plen al Parlamentului și bateți joc acum de întreaga țară. Pentru că întreaga țară știe cum funcționează posturile migraționale. Că aceste posturi, prin definiție, stau la frontieră. Și nu oferă consultații, dar cer dovezi și aplică legea. Și când să vorbiți de posturi migraționale, trebuie să recunoașteți că instalați o frontieră în interiorul țării. Și nu vă jucați de-a țurca, nu vă jucați, nu subestimați cetățenii Moldovei care înțeleg foarte bine și pe malul stâng și pe malul drept ce faceți dumneavoastră. La comanda Uniunii Europene care în fel și chip încearcă aici să declanșeze un conflict în august-septembrie. Recunoașteți asta! Argumentele comuniștilor erau atât de clare încât raportorul elementar nu avea ce să răspundă în replică. La un moment dat, el a declarat că cetățenii altor state nu sunt cetățeni străini și pot intra pe teritoriul țării noastre când doresc. Viceministrul a cedat complet în fața opoziției. Noul speaker, Igor Corman, la un anumit moment a decis să închidă microfoanele comuniștilor pentru a salva viceministrul de situația jenantă în care s-a pomenit. Ну это просто бред, понимаете, то, что несет докладчик с трибуны, это просто бред. Гражданин с украинским паспортом не является иностранным гражданином. Вы понимаете, что вы вообще говорите? Или вы притворяетесь здесь? Я понимаю, но он является гражданином Республики Молдова. Господин докладчик, не будьте клоуном. Вы здесь вышли на центральную трибуну парламента. А вы не цирк пришли. Микрофон у Патрова рук. De ce am să închid microfonul 3 dacă nu-ți formulați pur și simplu întrebare? Microfonul 3. Второй вопрос. Так, и второй вопрос. Второй вопрос. Господин докладчик, значит, вы предлагаете наложить штрафы на жителей Приднестровья, у которых нет молдавского гражданства и которые не покинут страну в течение 90 дней. Фактически вы выдворяете 200 тысяч граждан, проживающих в Приднестровском регионе из Молдовы. Вы дворяете их, заставляете их уехать из страны. А если они не заплатят штрафы, что дальше? Ваши следующие действия. Путец сами читается часть ворби знаства. Нкари акт скрей, если они не заплатят штрафы, что вы дальше будете делать? Читиц, читиц, донный стрелец. Читиц, артикул 333. Если у человека нет молдавского паспорта, и у него только украинский, или только российский, или оба, и он проживает в Приднестровском регионе, он должен будет покинуть страну через 90 дней. Вы понимаете, что вы делаете, господин Стрелец? Микрофон у Патру. Aici tensiunile din Parlament au atins cote maxime. Raportorul nu vroia să răspundă, speakerul închidea microfoanele opoziției. Comuniștii la rândul lor au decis să-l alunge de la tribună pe viceministru și să împiedice votarea acestui proiect. În apărarea punctelor migraționale și a viceministrului au sărit deputații din coaliție. Situația era la un pas de încăierare. Întrebările care au fost prezentate de comuniști sunt întrebări absolut denaturate, exagerate, care vin să isterizeze opinia publică. Din cauza asta, în temei articolul 108, în temei articolul 108, eu propun să puneți la vot încheierea dezbaterilor la această etapă, să oferiți cuvântul comisiei să prezinte raportul și să punem la vot acest proiect pe ansamblu. Și eu, stimați colegi, mă adresez către toți deputații din sala asta. Stimată opoziție, noastră aveți dreptul să vă poziționați, să vă spuneți punctul de vedere cum doriți. Dar haideți să nu depășim limitele bunului simț. Toți cei care s-au adunat în jurul microfonului 4, eu vă rog să vă calmați, stimați colegi. Vă rog să vă calmați și să vă ocupați locurile în sală.
Pentru a calma spiritele, speakerul Parlamentului Igor Corman a anunțat o pauză de 10 minute și a amânat discutarea proiectului pentru o altă ședință.